Un scurt circuit a generat un incendiu de proporții în apropiere de electrocarbon. Cartoanele, resturile de lemn și uleiul ars rămas pe podeaua topitoriei au alimentat focul, făcând ca misiunea pompierilor să fie dificilă. O oră a durat întreaga misiune de lichidare a incendiului. La fața locului s-au deplasat două speciale de stingere cu apă și spumă și opt subofițeri. Au ars un motor electric, cablul electric al cuptorului de topit aluminiu și un furtun de cauciuc care alimenta cu combustibil lichid de arzătorul cuptorului. Flăcările nu au reprezentat niciun minut o amenințare pentru clădirile din zonă. Cea mai apropiată fiind un centru de colectare a fierului vechi. Cauza probabilă a incendiului este scurt circuitul electric, cablul electric defect sau cu izolația deteriorată. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, incendiul izbucnind după orele de program.